Ne aflăm la standul Farmtech de aici de la AgriPlanta Roma Grotec, și stăm chiar lângă un încărcător frontal articulat T9640 lansat anul trecut la AgriTehnica și iată-l vedem și aici în târg. Spuneți-ne câteva detalii tehnice legate de acest utilaj. Bună ziua, ne aflăm la AgriPlanta 2018 cu încărcătorul 9640T. Capacitate de ridicare 4200 de kg la 6,20 m, putere 136 de cai putere, un motor doiț, este un utilaj articulat, este un utilaj robust pe care îl preferăm principiu traderii de cereale, e cel mai cerut pe piața, pe piața asta de manipulat cereale, are o cupă de 3200 de litri care ia undeva la vreo 2500-2700 de kg la grâu o viteză de deplasare de 35 de km pe oră, este un utilaj articulat, asta înseamnă că în magazii se poate strecura foarte ușor printre stâlpi. Știm că majoritatea fermierilor au magazii cu stâlpi, cu o deschidere undeva la 5-6 metri și încărcătorul ăsta face față fără probleme. Ca și dotări pe care clientul le primește în standard, cabină cu aer condiționat, cuplă de basculare pe spate, bară de tragere pe spate, comandă dublă hidraulică pe față și cele mai late axe și anvelope în standard. Toate au toate încărcătoarele, toate utilajele vândute de farmte au 2 ani de garanție fără limită de ore sau fără limită de hectare, dacă vorbim de cositori, greble și așa mai departe. Cărui tip de fermă se adresează acest utilaj? Acest utilaj noi îl promovăm la fermele care au undeva peste 700 hectare pentru că este un utilaj care poate încărca un camion în 10 minute cu un manipulant priceput. Avem și încărcătoare din gama profesională care pleacă de la 75 de cai, pe care le promovăm pentru o fermă de la 200-300 de hectare, dar avem cazuri, chiar astăzi, un client a venit și a achiziționat încărcătorul din spatele meu și lucrează 300 de hectare. Deci nu este o regulă, dar noi, ca și consilieri de vânzare, îl promovăm pentru fermele trecute de 700 de hectare.